Spuneam că această competiție este foarte importantă pentru că la finalul acestei reuniuni vom afla noua echipă campionă națională și mai mult decât atât vom afla campioana națională la întrecerile individuale sau gimnastele care vor urca pe podiumul de premieră și va fi acordat și acel trofeu pentru cea mai bună gimnastă care reușește să se impună în competiția internațională Rom Gym Trophy, competiție organizată, cum spuneam, de către Federația Română de Gimnastică în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. La sărituri acum, Bianca Alexandra Costea de la Dinamo București, cea de-a doua sărituri.